Din imaginile filmate de o cameră de supraveghere se vede cum individul mai întâi urmărește șoferița care circulă pe lângă o piață de pe bulevardul Dacia din sectorul botanic al capitalei. În momentul în care femeia așteaptă la intersecție pentru a vira la stânga, bărbatul bagă mâna prin geamul deschis al mașinii, ia geanta de pe bancheta din față și fuge. Deoarece lucrurile se întâmplă foarte repede, victima nu reușește să scoată o vorbă că hoțul deja a dispărut. Куда вы бежали после этого? Через дорогу. Паспорта, другие вещи, ценности, что вы взяли? Выбрасывали? Potrivit poliției, individul nu este la primul furt. Oamenii legii au documentat cel puțin 5 cazuri în care șoferițelor le-au fost furate gențile sau obiectele de valoare. Acesta acționa în special când mașinile staționau la semafoare sau încetineau pentru a vira la intersecții. Din spusele victimelor, hoțul ar fi furat în total aproximativ 300.000 de lei. Individul și-a recunoscut vina, iar pe numele lui au fost pornite două cauze penale, una pentru furt, iar alta pentru jaf. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de închisoare.